Un depozit de mașini situat pe centura Severinului a luat foc. Flăcările s-au extins la vegetația uscată, focul cuprinzând peste 30 de hectare de vegetație uscată. Peste 40 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Opt echipaje de pompieri au intervenit cu 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială tip ACI și două autospeciale AMO pentru stingerea incendiului izbucnit în zona Magheru, centura ocolitoare. 48 de pompieri au acționat în zonă pentru limitarea și stingerea flăcărilor care au cuprins și un depozit auto. Mai multe mașini au fost distruse de flăcări, iar anvelopele au creat un fum dens pe o suprafață extinsă. 8 echipaje de pompieri au intervenit cu 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială tip ACI și două autospeciale AMOP pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona Magheru, centura ocolitoare. La fața locului au fost mobilizate și două autocisterne Brandner și Secom. 48 de pompieri au acționat în zonă pentru limitarea și stingerea flăcărilor, care au cuprins și un depozit auto. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta și la acoperișul unei clădiri dezafectate. În interior a fost găsită o victimă de sex masculin, conștient care nu prezenta arsuri. Victima a fost evaluată de către paramedicii echipajului SMURD.